Valul al cincilea al pandemiei face ravagii. Crește alarmant numărul deceselor provocate de COVID-19. Autoritățile au raportat 193 de decese în ultimele 24 de ore și peste 36.000 de noi infectări. În plus, incidența cazurilor a crescut în capitală la 34,29 la mie. Stăm de vorbă despre aceste cifre cu Gilda Popescu, medic pneumolog. Doamna doctor, bună ziua! Bună ziua! Cum se explică această creștere galopantă a numărului de decese în contextul în care, teoretic cel puțin, vorbim despre o tulpină mai blândă? Da. Populația probabil încă nu a conștientizat că pandemia nu a luat sfârșit și au renunțat la o parte din măsurile pe care specialiștii le-au tot promovat în ultima vreme. Se știe într-adevăr că această tulpină circulantă, în proporție de 80%, tulpina Omicron, are virulență și patogenitate mai redusă, dar nu este total inofensivă. Odată cu ea mai este prezentă și tulpina Delta și foarte probabil ea este responsabilă de numărul ridicat de decese, dar și cazurile care ajung în terapie. Semnalul de alarmă trebuie încă menținut acolo și populația să înțeleagă că avem nevoie să respectăm măsurile care, chiar dacă sunt aceleași, sunt cele care și-au dovedit eficacitatea, adică evitarea aglomerațiilor, păstrarea distanței fizice, purtarea măștii, izolarea contactilor și a persoanelor îmbolnăvite și totodată testarea tuturor simptomaticilor, dar și a celor care sunt contactați cu persoane confirmate. Vaccinarea, la fel, este demonstrată din totalitatea cazurilor, cele mai grave sunt cele la persoanele nevaccinate. Deci, rămân valabile și poate prin aceste cifre populația trebuie să înțeleagă că avem nevoie să respectăm niște reguli până când pandemia aceasta o să înceapă să scadă ca și intensitate, iar cazurile să devină într-adevăr forme simple care să nu mai ridice probleme de internare sau mai grav care să ajungă în stare critică și să decedeze. Da, medicii și cercetătorii care urmăresc tendințele valului al cincilea, în speranța că vom ajunge la o zonă de platou după care cazurile ar începe să scadă, spuneau că în prima zi de marți a acestei săptămâni, în cazul în care vom avea mai puține cazuri decât săptămâna trecută în aceeași zi, ar fi un prim semnal că am trecut de platou. Săptămâna trecută, marți pe 1, au fost 40.018 cazuri, azi 36.269. Credeți că lăsăm în urmă vârful valului al cincilea? Da, s-ar putea. O să vedem ce se întâmplă zilele acestea, dacă într-adevăr numărul de cazuri vor fi la această valoare, adică rămân în platou, sau vor avea tendință la scădere. Dar legat de ceea ce se întâmplă în practică, încă vedem foarte mulți pacienți care se adresează serviciilor de specialitate pentru simptomatologie respiratorie și care se confirmă a fi încă COVID. Deci nu trebuie să lăsăm garda jos, trebuie încă să respectăm măsurile care și-au dovedit eficacitatea. Doamna doctor, ne așteptăm în intervalul următor, săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, să avem mai multe cazuri de internare, mai multe cazuri grave, să crească numărul deceselor? Din ce am văzut că se întâmplă în serviciu ambulator, sunt într-adevăr cazuri un pic mai complicate față de cele pe care le înregistram în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Dacă marea majoritate a cazurilor din urmă cu 2 săptămâni prezentau o simptomatologie frustă, minoră, acum ei vin iarăși pacienții cu febră, cu stare generală profund alterată, cu scăderea saturației. Deci încă probabil este vorba de tulpina Delta care încă circulă, iar studiile de secvențiere au demonstrat-o că această tulpină este încă prezentă și mă refer la ea pentru că
s-a demonstrat că aceasta a fost tulpina din valul 4 și care a provocat, cel puțin pentru România, cele mai multe decese. Da, de altfel, Ministrul Sănătății anunța săptămâna trecută secvențiere extinsă pentru pacienții de la ATI pentru a stabili cu ce tulpină au fost aceștia infectați. Doamna doctor, deja în țările occidentale se vorbește despre urmările pe care le va lăsa pandemia și se vorbește despre fenomenul long COVID. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca medic pneumolog, cum credeți că sechele vom rămâne în sistemul de sănătate în urma infectărilor atât de numeroase cu COVID-19? Da, încă din pacienți simptomatici la 6 luni, un an de zile de la îmbolnăvire. Se plâng de acea astenie fizică marcată, se plâng de cefalee, de disconfort toracic. Dacă evaluăm corect, vom vedea că există încă modificări la nivelul organismului, predominente fiind leziunile de tip fibrotic care se instalează în plămân, dar și afectările de la nivelul sistemului nervos central. De aceea, acest sindrom long COVID este acum în studiere și probabil o să stabilim în funcție de evaluările pe care le vom face pacienților care au trecut prin COVID, de necesitatea efectuării unor tratamente. S-a afirmat că, de fapt, acesta este rezultatul unor terapii ineficiente care s-ar fi aplicat în perioada acută a bolii. Rămâne să și demonstrăm în practică că acesta este, practic, substratul privind prezența acestui sindrom la pacienții post-COVID. Gilda Popescu, medic pneumolog, mulțumim foarte mult!